Deci toți cei care au murit, care au trăit și care au murit, credincioși, necredincioși, drepți și nedrepți, vor fi înviați din morți și vor fi înviați în trupurile în care au trăit și au murit. Dar vă spune cineva de ce este nevoie de învierea morților în trupurile sau în corpurile lor fizice, pentru că oricum sufletul tuturor oamenilor este veșnic sau duhul, de ce să mai înviezi și trupul lor? Sunt câteva răspunsuri la această întrebare, de ce Dumnezeu a rânduit și a hotărât să învieze pe oameni în trup și să nu lase trupul pur și simplu să se dezintegreze și să se ocupe doar de duhul și de sufletul lor. În primul rând, nevoie de învierea morților pentru o dreaptă judecată și o dreaptă răsplată. De ce spun aceasta? Pentru că în 2 Corinteni 10 cu 10 este scris că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Dacă citim doar în Romani 6, 12 până la 20, vedem că Apostolul Pavel vorbește despre modul în care păcatul și neprihănirea, ambele sunt făcute în trup, prin mădularele, prin membrele corpului nostru. Deci oamenii fie că păcătuiesc cu trupul, cu ochii, cu limba, cu mâinile, cu picioarele și așa mai departe, fie că fac ce este plăcut lui Dumnezeu, tot cu aceleași mădulare. Deci, dacă mădularele corpului nostru fizic sunt unelte, fie ale negirii, fie ale neprihănirii, și dacă oamenii fie că au păcătuit în trup, fie că au făcut voia lui Dumnezeu în trup, atunci ei vor fi pedepsiți și răsplătiți de asemenea în trup. În acel trup în care fie că au păcătuit, fie că au îndeplinit neprihănirea, în acel trup vor fi înviați și vor fi fie răsplătiți, fie pedepsiți. Dacă ai făcut păcate în trup, atunci Dumnezeu te va învia în acel trup în care ai făcut păcatele și în acel trup în care ai făcut păcatele și în care vei fi înviat, vei fi pedepsit. Iar dacă ai făcut binele, în acel trup în care ai făcut binele, vei fi înviat și vei fi răsplătit. Încă un motiv pentru care este nevoie de învierea corpului și nu este suficient doar să rămână sufletele și duhurile, este acea răscumpărare pe care a realizat-o Domnul Iisus Hristos la cruce. Pentru că prin ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruce, prin moartea Lui și apoi prin învierea Lui din morți, El a răscumpărat nu doar sufletele și duhurile noastre, ci chiar și corpurile celor credincioși. Tot ceea ce a fost afectat acolo în grădina Eden, când Adam și cu Eva au ascultat de șarpele cel vechi și corpul a fost supus morții și duhul și sufletul au fost supuse coruperii, toate acestea au fost răscumpărate. Și duhul, și sufletul, și trupul, și respectiv el nu poate fi lăsat să moară sau el nu poate fi lăsat să rămână mort. El este lăsat să moară din pricina păcatului, dar din pricina răscumpărării pe care a făcut-o Iisus Hristos la cruce, răscumpărând și trupul, este absolut necesar ca și trupul să fie înviat din morți, pentru ca să fie o plinătate și o împlinire a acelei răscumpărări de pline pe care a făcut-o Iisus Hristos.